Nu pot să nu-l pun în comparație pe Nicușor Dan cu Gabriela Firea. Gabriela Firea având un program cultural la capitală în concurență chiar cu Ministerul Culturii, adică făcuse lucruri. Aveam parteneriate, vorbeam, ne înțelegeam. Acum încerc să fac un parteneriat cu ministerul, cu Primăria Capitalei și nu reușesc să dau de domnul Nicușor Dan. Sper să-l facem până la urmă, pentru că sunt instituții din subordinea dumnealui care au nevoie de expertiza Ministerului Culturii și reciproca. Și aș vrea să pot să merg înainte cu lucrurile astea. Nu putem neglija ceea ce se întâmplă în capitală. Au o grămadă de teatre și dumnealui și nu numai. Cred că e cel mai ambițios punct al programului noastră de guvernare în privința culturii, să-l găsiți pe domnul primar Nicușor Dan. Da, l-am găsit odată, sper să mi se repede șansă. O singură dată. Da. Păi și de ce credeți că se poate întâmpla de două ori într-un mandat de 4 ani? Măcar o dată pe trimestru, adică n-ar fi... Îl rog și pe această cale, dacă se uită. Strategia pe care noi o intuim, o bănuiam încă de anul trecut, este de a dirija fondurile către ONG-uri care organizează spectacole, nu către teatrele de stat publice, să le spun. Fiecare își gândește prioritățile. Din păcate, constat cu oarecare tristețe că domnul Nicușor Dan nu vede cultura ca prioritate, ea fiind nu numai în sine că face bine la suflet, dar este are și o componentă importantă în veniturile primăriei la sfârșitul ciclului economic. Adică nu văd de ce să nu o faci.